Cu reprezentanții protestatarilor sunt și eu gata să mă întâlnesc, doar că revendicările lor țin de dimensiunea politică, am zis încă o dată. Colegii din Parlament au avut întâlniri deja cu ei, dialogul va continua și din punctul meu de vedere este necesar să continue acest dialog. Noi aici la Guvern vom încerca să demonstrăm că suntem o echipă de profesioniști, suntem un guvern echilibrat, care poate să-și aducă aportul într-o redresare a situației economice din Republica Moldova.